Bun. Bunii, dragă. Cum se simțeau oamenii atunci când v-au ocupat rușii, când au venit rușii în război, să vă ocupe locul, casa, să vă ia animalele? Ce se întâmpla atunci? Cum vă Ce simțeați? făcea? Da, cum vă simțeați voi? Voi cei din satul vostru? Noi, dacă stăteam acolo, vinea și Danoi. Așa. Era care trecea, era și de-o mine, dar era care era și răi. Așa. Vecina aia spune că și-a făcut cruce, bine că v-a dus Dumnezeu. S-a coborât unul de pe un caș, așa i-au dat două pâlni. Nu o să trăim. Deci nu erau prietenii voștri. Nu? Nu, nu, Și nu, nu. nu puteați să povestiți cu ei sau să vă... Nu, nu. Trebuia... Ei erau ca un fel de dușmani. Apoi fost care au și stat la Ilinca. Și ăia cum au stat? Au stat la case cu oameni? Nu, au În fost casele oamenilor cu ei? și au făcut bombon gard în pădure. A, deci nu au stat în sat. Nu, umbla și prin sat și pe la căs. Păi da. Dar și-au făcut bombon gard de sta în pădure, așa o Dar casă. nu au omorât pe nimeni, așa-i? Nu, 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 Bine. nu. Da, umbla, era tinere de astea, rusoice, era cu armă spate fiecare. A. Și așa umbla. Și voi aveați arme la voi. Poftim? Și voi aveați arme la voi. Nu, bun, eu găsit două arme după ce s-au retras toți în fundul grădinii. Bun. Bunii, dragă, unde vă ascundeați când veneau rușii? Apoi, nu știu cum să zic. 2 săptămâni, teta mărs a venit din pădure, soțul a stat 3 inși. 3 săptămâni nu a fost acasă prin pădure, o stat zi și Și noapte. tu unde stăteai? Păi mă dușeam și vinem Dar acasă. de ce veneai înapoi? Dar păi doar trebuia să vin, că doar aveam și porcea acasă și acolo la... A, și nu duceai animalele în pădure? Da, era acolo, într-o groapă era boi și ne-o folosit un bou. Dar tata, Dumnezeu, l-a pus de la teaca, pe câteva sate, să mi tata știe 5 limbi. Și apoi tata, când o lua bou să-l taie, atunci a venit, dar atunci o fost nemță, nu o fost rușă. Aha. Și apoi, Dar nu. tot în război a fost, nu? Poftim? Tot în timpul războiului a fost, nu? În timpul războiului a fost, așa-i? Da. A, bun. Atunci s-au retras și rușii, nemți, un băiat din Ucraina, de 18 ani, l-au luat rușii și l-au ascuns la noi într-un lădoi și au venit și l-au cătat și am zis că nu-i. Și au stat 3 luni de zile la noi. Dar cum vorbeați? Că nu știați ucraineană. Știa copilul ăla Nu, română? ne înțelegeam cu el, că stau la noi. Și-au zis că nu mai merge de la noi. E, dar pe când a fost, după 3-4 luni, au zis că se duce să vadă și găsește familia. Ce frumos! No, dar a fost de 18 ani era. L-au prins, nu știu, sunt ruși sau nemți, nu știu. Și apoi s-a dus băietul. Săracul, cum îl chema? Nu știu cum îl chema. Că n-avea numele mâine, nu ți-o minte, dragă. Îți mai amintești cum era Crăciunul? Ce făceați de Crăciun sau de Paște atunci? Nu ți-o minte, dragă. Sau cum? Da. Sărbătorile? De pas, nu știu să și fost, nu știu, nu ți-o minte. Și iarna, când venea vremea Crăciunului, tot în pădure mergeați? Nu, atunci nu mai fost iarna, nu, dragă. O fost primăvara și vara așa o tură, iarna nu. N-am avut cazuri. A, deci nu a venit. Nu. Deci Crăciunul a stat acasă. Da. Da, bine.